Salutare tuturor, mă aflu astăzi alături de Vlad și Andrei, portarul care ne va ajuta în această zi. Vorbesc tare pentru că bate vântul foarte tare aici și vom face trei provocări pe fotbal, le vom descoperi pe parcurs. Sperăm să iasă ceva cât mai frumos și nu uitați să dați un like și un subscribe. În primul rând, mersi mult că e partență. No, God! No, God, please, no! No! Pentru deciderea primului executant la primul challenge, acesta va consta din finalizare, șuturi de la marginea careului, nu vor fi de pe loc, ci vor fi prin pasă, veți vedea exact despre ce este vorba. Spune-mi, te rog, un vulcan, nu contează de unde, un vulcan. Acest challenge va conta în șuturi de la mijlocul terenului. Va trebui să dăm gol. Problema e că am o ușoară inflamație la inghinal și probabil le voi da slab. Eu scurt. Și de ce stai eu să dau eu? Eu știu să driblez, asta e problema mea. Așa. E un lucru bun, dar nu... Dă-i primul. Okay. Sau vrei să dau eu? Hai că dau eu. Hai că dau eu. Pară gol sus ca Jordan. Chiar dacă l-am făcut cam des în ultima perioadă, cred că vom rămâne cu un crossbar challenge. A treia provocare și vom decide cine câștigă. Finala Cupei Campionilor din 1986, Steaua Barcelona. La penalty au fost doi marcatori pentru Steaua. Poți să spui cine a fost?
Valint. Valint? Gabi Valint, da. Deci, dai tu primul. Da, eu primul, ok. Presiunea e pe mine. Dar nu m-am așteptat la asta. După 3 probe în continuare egalitate. E o singură metodă de a stabili câștigătorul și anume, rămânem prieteni oricum. Piața de tine e foarte. Hai, mergi. 2 din 3, nu? 3 din 5, 3 din 5. 3 din 5, rămâne, hai. 3 din 5. Învățăm acum cum se joacă. 2, 3 și 1, 0 2, 3 și aaa! 1, 2, 3 și nu mă piatră cu... Mod de a câștiga un football challenges e ceva unic. Dacă ne-ar lăsa și vântul să vorbim mai bine. Mulțumesc foarte mult, Vlad, pentru prezența ta. Mulțumesc și eu pentru invitație. Sper că nu știu ce am făcut, astăzi și vă rog frumos să dați un subscribe și un like acestui video și să îmi spuneți cu cine ați vrea să filmez în continuare.